ceva. Am văzut doi polițiști fără mască. Da. Nu te-am văzut, te-am uitat, credeam că nu mai ești. Ia că mă vezi acum. Nu e așa că e ilegal că stăți fără mască la lucru amândoi? Fără aici, mașină de serviciu și noi cum vrem așa stăm, noi treci medicul tot atât. Da. Deci cum vreți așa suntem stați? Suntem în contact cu omul, suntem obligați să plecăm. Da. Dar la serviciu îmi las fără mască. La serviciu, oho. Mașină de serviciu avem voie. Păi sunteți familie, înțeleg. Nu sunteți familie. Și poliția nu trebuie să respecte regulile, dar nu, nu e virusul, carcalacul. Gata România. Uf. În momentul când coborâți în automobil, da, dar dumneata când te duci acasă, când vii de acasă, în familie, poți să iei virusul, să-l aduci la serviciu, să infectezi. Să infectezi. Fiecare dimineață când intrăm în... În serviciu trece medicul. Da, dar nu test. Dar nu test COVID. Nu? Dar până mă soară, tensiune, temperatura, tot e regulă. Știți că sunt cazuri asimptomatice. Și dacă nu vă testează, păi degeaba vă măsoară temperatura. Acum suntem în practică. Dumneavoastră când ne testează sau nu ne testează? Nu cred că vă testează în fiecare zi. Foarte scump un test. Mai ieftin îi purtați mască. Mai ieftin îi purtați mască. Că altfel degeaba ne cereți nouă să purtăm măști dacă voi, reprezentanții statului, nu respectați regulile astea. Lumea o să creadă că vă bateți joc de noi, îmi puneți niște reguli pe care nici voi nu le respectați. Și rău o să creadă. Da.